Bun găsit, acesta este Info Altfel, un jurnal de știri altfel. Nu uitați de like, subscribe, e gratis, nu costă nimic, iar dacă veți da și un share, vă sunt recunoscător. Iată despre ce va fi vorba. O impresionantă troiță unicat pentru comuna Cașin. Rămâie să aducem ție Hristoase, Dumnezeu nostru, un feroz de bună mireasă, după omnicească, pe care prânduși de Fiul cel mai presus de ceruri, trimite-le nouă harul ca să și mult de viață, Sfântului Tăduc, acum și corunea. Slavă Sfinte, cele de o ființă și de viață și de despărțite-i trăim, întotdeauna, acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mântuitorule, Duhul Adevărului, care pentru tine ești și pe toate le plești, Mistierul bunătăților și dătătorule de viață, vinoște să răsuiește cu noi și ne plăcește pe noi de toată împunăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Frădemoase, iubește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Frădemoase, iubește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Frădemoase, iubește-ne pe noi! Sfinte Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin! Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi! Doamne, împărțește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fărădelegile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci izbăvește de cel ce vrea. Tare că e împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm Scâdâna Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm Scâdâna Hristos, Împăratul și Dumnezeu nostru. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cerea mea, întrucioșia Ta, auzi-mă dreptatea Ta, sunuite la judecată cu robii Tăi, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc cu picioare, făcut-o-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din viață, mâhnite Duhul în mine și inima mea încărminită tărântul meu. Adus-mă aminte de zile cele de mult cugetate la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit, întins am către Tine sufletul meu, sufletul meu ca un pământ însătoșat de grabă, auzi-mă, Doamne, ca slăbitul meu, nu-ți întoarce să fața Ta de la mine ca să mă asim și bogar în mormânt. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Către mântuirea de Dumnezeu, acum cu sârdie să alergăm noi păcătoși și smeriții, și să strigăm dintr-o adâncul sufletului, Stăpân, ajută-ne milostivindu-te spre noi, grăbește că pierim sub mulțimea păcatelor. Nu-ntoarce pe robii Tăi deșerți, că pe Tine singură nădejde Te-am câștigat. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Nu vom tăcea născătoare de Dumnezeu, purea spune puterile Tale noi nevrednicii. Că din ai fi stătut înainte rugându-i cine aș fi păvit pe noi dintr-o atâtea nevoi, sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi. Nu ne vom depărta de la Tine, Stăpână, că Tu izbăvești pe robii Tăi pururea dintr-o toate nevoile. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, după mulțimea durerilor Tale, șterge frădrețea mea. Mai vârtos mă spală de frădelegea mea și păcatul meu mă vrățește, că frădelegea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unii am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești în cuvintea Ta de și viitor când vezi de datul. Că iartă frădelegea m-a zămislit și în păcate m-a zis cu maica mea,
că iată adevărul ai iubit cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Slăbim-mă voi cu isop și mă voi curăți, până albă ești mai toți decât zăpada mă voi albi. Auzului mi-a dat la burie și veselie, bucurase-vă roasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legele mele ștergere. Inima curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh grec înnoiește într-o cele din lăutroare mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh săpunitor mă întărește. Învăța-mă pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vățarea de Sfânte Dumnezeule, Dumnezeu mântuirii mele. Bucurați-vă anima mea de dreptate ta. Doamne, buzele mele pe deschidere și gura mea va vesti lauda ta. Că de te-ai pui în jertfă ți-aș da, arderile Domnului de mine mărim. Că jertfa lui Dumnezeu e Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nouă auziv. Păcăre, Doamne, într-o plănuirea ta, Sionului, să se zidească zidul Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și al de tot, atunci vor pune pe altarul tău jertfă. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Ca cei primi cuvinte, prevenge și născopitor, Fecioară, mântuiești pe cei și te măresc pe tine. Prea Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Căutăm pe Fiul Tău născătoare, Dumnezeu, și strigăm, prea curată stăpână, izbăvești pe toți robii Tăi din toate necazurile. Prea Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Lucea fără de prihană, ești lauda împăraților, rocilor, apostolilor și mântuicilor și apărătoarea lumii. Prea Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Toată limba drept credincioșilor laudă, fericește și slăvește prea curată nașterea Ta, Marie, dumnezească mireasă. Prea Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Dăm Hristoase al meu ca un îndurat și mie nevrednicul iertarea datoriilor. Rugăm-ne pentru rugăciunile cele ce Te-a născut pe Tine. Prea Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pentru Tine mi-am pus nădejdele mele născătoare de Dumnezeu, miluiește-mă cu rugăciunile Tale. Și îmi dorește mie iertare greșelilor. Prea Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Viază-ne ceea ce ai născut pe Dătătorul de viață și Mântuitorul și ne miluiește cu rugăciunile Tale cea binecuvântată în nădejdea sufletelor noastre. Prea Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceea ce ai zămislit în pântecele Tău pe ziditorul tuturor, Fecioară cu totul fără de prihană, cu rugăciunile Tale miluiește sufletele noastre. Prea Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Născătoare de Dumnezeu, cu totul lăudată, ceea ce prin cuvânt ai născut mai presus de cuvânt pe cuvântul, pe acela roagă să mântuiască sufletele noastre. Prea Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Prin rugăciunile Tale, Stăpână, milostiv Tău pe judecătorul și Fiul Tău, mie celui ce am greșit mai mult decât orice om. Prea Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Noi cei ce ne rugăm să fim mântuiți cu rugăciunile Tale, după datorie strigăm ție. Bucură-te, născătoare de Dumnezeu curată, pururea Fecioară. Prea Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Izbăvește-mă de focul cel veșnic și de chinurile ce îmi sunt puse înainte, născătoare de Dumnezeu, ca să te fericesc pe tine. Prea Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Nu trece cu vederea rugăciunile robilor Tăi. Rugăm-ne întru Tot lăudată, Stăpână, ca să ne izbăvim de toată nevoia și necazul. Prea Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Biserica Ta născătoare de Dumnezeu s-a arătat locaș de tămăduire fără plata bolilor și mângâiere sufletilor celor scârbite. Prea Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai născut pe Mântuitorul, izbăvește de primejde și de toată nevoia pe robii Tăi, prea Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne. Sfinților arhangheli și îngeri, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sfinților măriților apostoli, mucinicilor și toți sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Sfinte mare mucinice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sfântă mare mucinice Sofia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sfinte mare mucinice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, slăvim pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, pe când treime Sfântă.
mântuiește sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide nouă binecuvântate, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu perim noi ce nădăjduim mântru tine, ci să ne izbăvim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Că suntești Dumnezeul nostru și ție mărire, ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Acum a sosit vremea care sfințește pe toți și ne așteaptă dreptul judecător, ci te întoarce suflet de către pocăință, ca femeia cea păcătoasă care cu lacrimi striga, Doamne, miluiește-mă! Hristoase, Cel ce revărsa cu curgeri mari în zvorul tămăduierilor, în biserica cea prea curată Fecioarei, Doctorul sufletelor și ale trupurilor noastre, îndepărtează astăzi prin stropirea binecuvântării tale toate bolile celor neputincioși. Fecioară, ai născut neispitită de nuntă și Fecioară, ai rămas Maică minuntită, născătoare de Dumnezeu Marie, roagă pe Hristos Dumnezeu nostru să ne mântuiască pe noi. Prea Sfântă Născătoare Dumnezeu Fecioară, îndreptează lucrurile mâinilor noastre și cer iertare păcatelor noastre, încântăm noi cântarea cea îngerească. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, miluiește-ne pe noi. Aminte, pace tuturor. Și Duhului Tău, Domnule, este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnule, este păzitorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Înțelepciune! Din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte! Fraților, cel ce se sfințește și ce se sfințește dintr-un sunt tot, de aceea nu se rușea să-i numească pe-i frații, când spune voi, fraților mei, numele tău, în mijlocul bisericii te voi lăuda și iarăși voi fi încrezător în el, și iarăși atât eu și pruncii pe care mi-a dat Dumnezeu, deci de vreme ce pătat, deci de vreme ce prunci s-a împărtat sângele în același fel și el s-a împărtășit de acestea, ca să supre prin moartea sa pe cel ce are stăpânirea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe acei pe care frica morții îi ținea în robie toată viața, căci într-adevăr nu a luat firea îngerilor și sămânța lui Avram a luat. Pentru aceea dator era întru toate să se asemene fraților, ca să fie milostiv și credincios arhiereu în cere către Dumnezeu pentru curățirea păcatelor poporului, căci prin ceea ce a pătimit fiind el însuși ispitit, poate și celor ce sunt ispitiți să le ajute. Pace ție, frate, binevestitorule! Aleluia, aleluia, aleluia! Înțelepciune drept să ascultăm noi Sfânta Evanghelie! Pace tuturor! Și Domnului Dău! Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan se va citi! Slavă ție, Doamne, slavă ție! Că luăm aminte! În vremea aceea s-a suit Iisus în Ierusalim, iar în Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scălătoare care se numea pe evrește Viteza, și care avea 5 pridvoare. În aceste pridvoare zăcea mulțime multe de bolnavi, orbi și chiopiscați așteptând mișcarea apei, căci un înger al Domnului se cobora din când în scălătoare și tulbura apa. Iar cel care intra între iubătorul curarea apei se făcea sănătos, ori de ce boală era cuprins. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Pace Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește!
bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserice, pentru unirea tuturor Domnului să... Doamne, miluiește! Pentru troița aceasta și pentru toți cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în trânsa Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Preasfințitul Arhiepiscopul nostru Ioachim, pentru cinstita preoțime și cea de Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Credincioșul poporul mândei și de pretutindeni, pentru conducătorii cei ortodoxi ai țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru viitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru bună întomirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru troița aceasta care acum se sfințește, pentru satul acesta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc în ele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Domnirea văzduhului pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri cu pace, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce pătimesc, pentru cei roviți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să se sfințească apa aceasta cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se pogoare peste apa aceasta lucrarea cea curățitoare a treimii cele mai presus de fire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să fie apa aceasta tămăduitoare a sufletelor și a trupurilor și zgonitoarea toată puterea cea potrivnică, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să trimitei harul izbăvirii și binecuvântarii Iordanului pentru toți care au trebuințe de ajutor și folosințe de la Dumnezeu, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeul nostru să ne arate pe noi fii și moștenitori ai împărăției sale, prin gustarea și stropirea cu aceasta apă sfințită, pentru robii lui Dumnezeu, Florin, Lenuță, Roxana, Antonia, Gheorghe, Gheorghe, Constantin, Meluța, Adrian, Cătălin, Andreea, Dumnezeu, ca să vină peste noi toți, peste obștea aceasta creștină, harul cel binecuvântat și vindecător al Duhului Sfânt, ca să se sfințească troița aceasta, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Preasfânta, curată, prea binecuvântată, mărita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții, preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu, să o ție, Doamne, este cu bine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește!
Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru cel mare, într-un sfat și urnat în lucruri, păcătorile a toată făptura cea văzută și cea nevăzută, cel ce păzește așezământul Tău și dai mila Ta celor ce Te iubesc pe Tine și păzesc poruncile Tale, cel ce primești lacrimile cele de umilință ale tuturor celor de nevoie, că pentru aceasta ai venit în chip de rob, nu cu nălăcini înfricoșându-ne pe noi, ci dând adevărată tămădire trupului și zicând, iată, Te-ai făcut sănătos de acum să nu mai greșești. Încă și din Tine ai făcut toți sănătoși și poruncind să se spele, prin cuvânt ai făcut să se slăjluiască lumina. Cel ce oprești valurile patimilor celor potrivnice și potrăși marea cea sărată a acestei vieți și îmblânzești pornirile cele greu de purtat ale plăcerilor, însuțibitorule de oameni, împărate, cel ce ne-ai dat nouă să purtăm veșmântul luminat ca zăpadă din apă și din duh. Și acum trimite harul preasfântului de viață făcătului tot duh, care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Amin. Și acum trimite harul preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău duh, care le sfințește toate și sfințește, Doamne, și apa aceasta. Amin. Și acum trimite harul preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău duh, care sfințește toate și sfințește, Doamne, și apa aceasta. Amin. Și prin gustarea și stropirea cu apa aceasta, trimite-ne nouă binecuvântarea Ta care spală întinăciunea patimilor. Așa ne rugăm, cercetează-ne putința noastră, bunule, și tămăduiește cu mila Ta bolile noastre sufletești și trupești. Pentru rugăciunile preacuratei, prea binecuvântatei stăpâne noastre născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria, cu puterea cinstită de viață rugătoare cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor netrupeștilor puteri, cu rugăciunile cinstitului slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, a sfinților întru-tot lăudaților apostoli, a celor întru sfinți părinții noștri mardascăle la lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigore de Dumnezeu Cuvântător, Ioan Gură de Aur, ale Sfântul Atanase, Chirin, Ioan Cimnosit, Patriarh Alexandre, Sifu, Nivun, Patriarhul Constantinopul, Nicolae, Arhiepiscop Minor, Liche, Spiridona, Trimitune și Nectare de la Ieghina, Făcător de Minuni, Calid la Cernica, Iosif cel Nou, Ureș și Sava, Antimi, Virian, Iosif Mărturisitor, Ghelasă și Leontele, tuturor Sfinților Ierarhi, ale Sfinților și Slăvitului Mar Mucenic, Gheorghe, Purtătorul de Mirință, Dimitri, Zvărătorul de Mir, Teodor, Tiron, Tirosul de Lat, Mina, Ioan cel Nou, Sergiu și Vachion, Bălacu și Obra. Are Sfințul Martin Bâlcoveni Constantin, voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matin și Enache, Sfenicul. Ale Sfințului Mucenițe Filofteia și Tatiana și ale tuturor Sfinților bunilor vrăjitori mucenici și mucenițe. Ale Sfințului preot mărturisitor Ioan și Moise, ale Sfințului voievod Ștefan cel Mare și Neagoi Masarab, ale Sfințului slăviciu și făcător de minuni, doctor fără de argint, Cosma și Damian, Chis și Ioan, Pantelemon și Ermolae, Samson, Diomit, Moichea, Nechit, Aleleu și Trifon. Ale Sfinților cuvioșilor de Dumnezeu, purtătorilor noștri părinți, Grigore de Capolitul, Nicodim de la Tismana, Dimitre cel Nou, Visaleu, Sofronă, Ioan de la Prislop, Antonie de la Iezul, Vânci, Danise, Asu, Ioan Casia și German din Dobrogea, Paise și Ioan Iacob de la Neamț. Ale Sfinților cuvioase, Maiș, Parascheva de la Iași, Teodora de la Sicla. Ale Sfintului, Evilimon și celalți împreună cu dânsul, la cărăr pomenul săvârșit. Ale Sfântului Arhim și ale Sfinților Dreptul Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților Tăi și cu ocrotirele preasfinte născătoare de Dumnezeu, icoana Maicii Domnului de la Pucaiev, ocrotitoarea acestei troițe, cu rugăciunele tuturor Sfinților pomeniți, slujitori ai preasfintei trăim, ocrotitoarea, binefăcătoarea, mântuitoarea sufletelor noastre, preasfânta trăimea și cu ocrotirele tuturor Sfinților Tăi și păzește, Doamne Dumnezeu nostru, pe robii Tăi aceștia, toți cei care s-au pomenit și pe toți cei care se vor pomeni, Florin, împreună cu toți cei care sunt prezenți, preoți binecredincioși și toți cei care s-au pomenit, dându-le lor sănătate sufletului și trupului. Și păzește pe robii Tăi, Florin, Linuța, Roxana, Antonia, Gheorghe, Constantin, Meluța, Adrian, Cătălina, Andreea, Georgen, Elena, Alina, Ionel, Eleonora, Ionel, cu familie.
limpede și viață ne-am învrednicit. Așa te rugăm pe tine, preasfinte stăpâne, pentru sfintele pătimiri și pentru vărsarea sfântului sânge și moartea cea făcătoare de viață a unui născut fiului tău, Domnul nostru Iisus Hristos, pe care cu sfatul tău al lui Dumnezeu Tatăl cel fără de început și al preasfântului tău Duh de bunăvoie pentru mântuirea noastră, pe lemnul crucii le-a suferit și prin acelea lemnul crucii care erau oricând spre pierzare făcătorilor de rău și celor ce greșeau, l-a arătat a fi binecuvântat sfânt și de viață dătător și izbăvitor celor ce greșesc, pe care și cu rugăciune ție îl aducem. Trimite acum harul preasfântului tău Duh peste această troiță și o binecuvintează și o sfințește dându-i ei ca să fie semn înfricoșător și tare asupra vrăjmașilor, văzut și nevăzut spre izgonirea și înfrângerea tuturor curselor, ispitelor și asupririlor diavolești. Iar poporul tău, iar poporul tău, poporul tău, iar poporul tău să fie acoperământ puternic, privință în ferire, nădejde, sprijinire la războaie, biruință și sporire în toate faptele cele bune. Și tuturor celor ce se vor închina ție înaintea acestui semn și rugăciuni vor aduce, să le fii milostiv și ascultător și îndurat, împlinitor al tuturor celor spre mântuire. Și precum prin cruce lumea a izbăvit de osândirea păcatului, așa pe robii tăi, care cu credință din suflet aduc ție acest semn al crucii cu puterea crucii iubitului tău fiu, pururea biruitor asupra păcatului, arată-i a fi și le dăruiește lor toate bunătățile tale, cele pământești și cerești, și prin cruce, totdeauna spre bine, pe toți credincioșii povățuind, du-i la primirea cununilor cerești, că tu ești izvorul sfințirii și dătător bogat de toate bunătățile, și ție slavă înălțăm împreună și unuia născutului tău și prea sfântului și bunului de viață făcătorului tău. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la ta slavă căzând, cu frică și cu cutremur, ca niște robi nevrednici cu milință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile ce au fost asupra robilor tăi Gheorghe, Florin, cu toți ai caselor. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta, mulțumim, rugând cu milință nemăsurata și nespusa ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi acum rugăciunile robilor tăi și cu milostivirea i-ai învrednicit care ți-am primit cererile, așa și de acum înainte, învrednicește-i asporindu-ți dreapta credință, în dragostea cea către tine și cea către aproapele și într-o toate faptele cele bune și adobândi ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește-i de toată reaua întâmplare, dăruindu-le pace și liniște și ne învrednicește pe toți, totdeauna, a grei și a cântație și celui fără de început al tău, Părinte, și preasfântului și bunului de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se binecuvintează și se sfințește Troița aceasta într-o cinstea și preaslăvirea preasfântului nume al preasfintei Treimi, în numele Tatălui, amin, al Fiului, amin, și al Sfântului Duh, având o crotitoare pe Maica Domnului de la Pociaiev, ocrotitoarea noastră a tuturor și cu ocrotirele tuturor sfinților, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tu ești, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta, biruința binecredincioșilor creștini, asupra cerului potriminăluiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Și al Fiului. Tu ești, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta,
Biruință bine credincioșilor creștini, asupra cerului potrivnică duiește. Și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Biruința binecredincioșilor creștini, asupra cerului potrivnică duiește. Și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Ești, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Biruința binecredincioșilor creștini, asupra cerului potrivnică duiește. Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule Sfântă și Dreaptă Credința Dremăriorilor creștini, Sfântă Biserica ta o păzește viațul viațului. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Ei atunci mai și Sfântă decât de cuvinii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu se mărie. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Preacucernice Părinte, binecuvintează. Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, Cel ce-a înviat din morți, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii tale și cu ocrotirile Sfintei icoane păcătoare de minuni de la Pocaiev din Ucraina, ocrotitoarea creștinilor, ale tuturor sfinților ocrotitori acestei sfinte croite, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, cu rugăciunile sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, ocrotitorii Văii Cașului, ale Sfântului Ierarh Nicolae, ale Sfântului, Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Sfântul de Mir, și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască prin noi, ca un bun și oameni iubitor. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Cucenicia voastră, Preacucenice Părinte Paroc, Preacucenice Părinte Marius, Cojocaru, vă mulțumim pentru că ne-ați primit în această frumoasă comunitate a cășunenilor și ne adresăm dumneavoastră, iubiți cășuneni, oameni vrednici, oameni darnici și cu frică de Dumnezeu. Adresez aceleași urări de bine din partea noastră, prezența noastră fiind justificată de binecuvântarea înalt preasfințitului părintelui nostru Ioachim, domnului primar, care, iată, anul acesta face ca încă o dată să fie prezent aici în mijlocul nostru. Să salutăm prezența și dragostea pentru biserică pe care o are domnul Oprea Florin, care împreună cu dragostea, nădejdea și credința au făcut ca în locul acesta să dăinuie un lucru frumos și binecuvântat, acela ca noi să facem astăzi o slujbă de sfințire a unei troițe închinate preasfintei trăim. Este o bucurie și o binecuvântare pentru noi. M-am așezat în locul acesta și am crezut că nu o să fiu filmat, dar am văzut că domnul cu presa s-a orientat spre noi, ceea ce voi spune sunt foarte responsabil și de aceea spun cu multă responsabilitate, pentru că nouă nu ne este frică de ceea ce spunem, pentru că ceea ce face biserica se vede și este pe toate ulițele, în toate locurile unde proslăvim numele lui Dumnezeu cel întreime închinat, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Ne întoarcem de la Ierusalim, acolo unde ne-am iordănit, să spunem, am parafraza cu cuvântul acesta că este locul unde Hristos
a primit botezul și ce este altceva decât postul mare, începutul postului mare care se începe prin această frumoasă săptămână albă, cum o numim noi, este o binecuvântare pe care o primim ca în apele Iordanului și un îndemn la pocăință. Domnule Florin, acest lucru l-ați făcut pentru noi. Ne-a chemat să îngenunchem în fața Preasfintei Trăim și am rămas uimit de această icoană care pentru mine personal reprezintă un lucru minunat. Am ajuns acolo în Pocaiev și știu ce reprezintă icoana Născătoare de Dumnezeu, ocrotitoarea celor care sunt refugiați, celor care sunt străini, celor care sunt însingurați și numai în sufletul celor care locuiesc acolo să nu fie în timpul în care se desfășoară, iată, un război chiar lângă granițele patriei noastre. Ne rugăm ca prin această troiță care o vedem unicat în zona noastră, sub forma aceasta de bulb de ceapă și acoperită cu o tablă de aur, să spunem, care este un lucru unicat pentru noi, o investiție care spune mult despre credința acestui om și ne întrebați de ce am venit atâția preoți în locul acesta, care este motivul pentru care noi am venit și care este motivul pentru care acest tânăr, care este Oprea Florin, va primi din partea ierarhului nostru o distinție specială pentru acest moment. Este motivul pentru care noi suntem aici prezenți, pentru faptul că acest om a reușit să ne strângă împreună, în primul rând, prin legea cuvântului lui Dumnezeu, cele 10 porunci. Am ajuns cândva la Mănăstirea Cașin și mă uitam la anumite biserici, cum erau cele 10 porunci făcute frumos. Cine este, domnule, care a făcut acest lucru? Acest lucru mi l-a spus Părintele Marius Cojocaru și Părintele Petrică de la spital și atunci l-am cunoscut și eu, domnul Florin, care ne-a adus și noi aceste două table ale legii. Și apoi nu era, să spunem, lună lăsată de Dumnezeu de când sunt în smerită această ascultare de protoiereu, să nu aud că la o biserică, cum este cea de la Poieni, a fost dus o icoană a Maicii Domnului, care are piciorușul ei atât de frumos, care este din zona mănăstirilor ucrainiene sau din Rusia, din toată zona aceasta pravoslavnică la care el are evlavie și se vede prin arhitectura acestei troițe. Nu a fost moment ca să nu trecem pe la anumite situații, dar lucrul care a încheiat, să spunem, cu totul frumos acest dar pe care îl oferă bisericii este crucea care s-a pus pe biserica nașterii Maicii Domnului de la Curița. Și iată că au reușit împreună cu Părintele Ionuț Căciulă să facă un lucru frumos, acela de a împodobi biserica cu acele cruci, bineînțeles cu aportul, cu ajutorul primăriei din Cașin și a celor care sunt aici de față și mă refer la credința celor care au făcut posibilă prin lucrarea primăriei din Cașin, ca iată noi astăzi avem într-un mod unicat în locul acela să avem o biserică cum atât de mult s-a dorit. Și de aceea cred că Părintele este nașul lui Florin. Dacă el a fost nașul bisericii prin această cruce frumoasă, să spunem, bineînțeles că toate eforturile s-au adunat împreună cu toți, n-au fost lucruri ușoare. Dar faptul că noi când eram în Ierusalim am fost sunat de Părintele Ionuș și a spus că se va face o sărbătoare, am crezut eu multe, dar ziceam că o să fie o zăpadă mare. Între timp am văzut cât de frumos s-a organizat aici primăria prin domnul primar Cosmin, fiind de față și s-au rezolvat multe lucruri și vă felicităm pentru că, iată, niște ghiocei stau în această glastră și cu adevărat fiecare om în fața lui Dumnezeu este un ghiocel. Cum să nu fim noi la fel în fața Preasfintei Trăim? Cum să ne lăudăm unul față de altul în această comună de oameni harnici, oameni binecuvântați de Dumnezeu? Și de ce să nu spun eu, când ajung în Cașin, văd, cred că cei mai puternici oameni care au avut România, Cașinul și Mănăstirea Cașin, au fost cheia de poltă a României celei mari și nu întâmplător venea Regina Maria prin locurile acestea. Și atât că noi, un grup de preoți, să spun, care ne-am adunat astăzi,
Am venit aici la această truiță și eu vă pot spune sincer că vor mai veni poate mult mai mult și la alte evenimente pe care Florin le va organiza, pentru că eu nu știu de unde a găsit resursa, nu neapărat financiară, ci sufletească, să facă atâtea daruri. Nu am crezut atunci când a venit la masa bucuriei că el constant va aduce 200 de pâini pe luni, pe săptămână. Și am zis că este o poezie pe care mi-o mai spun și alții. Dar s-a ținut de cuvânt și mai ales de Crăciun am fost impresionat, bineînțeles cu binecuvântarea ierarhului nostru, a adus pentru toți cei care sunt beneficiari la masa bucuriei câte o icoană pe care am dăruit-o în mod gratuit celor care veneau la acest prânz. În sensul acesta, v-am spus de la început că am făcut recomandarea, n-am putut să o închei pentru că eu am fost plecat să pot să fac toate detaliile acestor înaintări și veți primi o distinție din partea Arhiepiscopului nostru Ioachim, pe care noi o considerăm cu totul special. De aceea, noi vă mulțumim din tot sufletul tuturor, mulțumesc Părintului Paroc care îl invit alături de noi să încheie. Părintele Ionuț va vorbi la masă că o și organizează și împreună cu Florin, prin nașul sau rudenii aproape, nu vreau să exagerez prin ceea ce spun. Și dacă Părintele Marius a rânduit să vorbească și domnul primar, noi ne bucurăm de acest lucru. Vă felicităm, domnule Florin, veniți lângă noi și lăsați pulțile că sunteți atât de forțat acum. Nu sunt vedeți, să fiți sănătoși și vă felicităm. Și să știți că am pregătit niște flori pentru el. Aplauzele dumneavoastră, să-l aplaudăm din suflet. Câteva cuvinte de mulțumire, dragi căciuneni, iubiți credincioși, mulțumim Părintelui Protopop Bârgăoanu pentru acest moment înălțător, încântător, mulțumim preasfinților părinți, mulțumim dumneavoastră că sunteți în comunitatea noastră atât de dragă, aici pe strada Pinului, unde sunt oameni, gospodari și aș vrea să-i știu pe toți, aici este leagănul copilăriei mele de la Părintele Marius, Vasile Grădinaru, Nea Ion Grădinaru, Igă, familia Popescu, Marcu, Neagiță Dragu, Oprea, Florin cu Neagiță, Oprea Dan, Dragu, Marcu Cristi, Răuță, Vasile Mușu, oameni gospodari cum întreaga comunitate este la fel și an de an câte două troițe, trei se înalță pe fiecare stradă. Iată, astăzi e rândul străzii Pinului și Dumnezeu l-a ales pe Florin să facă această spectaculoasă, înălțătoare, aurită, troiță. Și vremea, parcă soarele a ținut cu noi, a vrut să reflecte în troiță, să dăm amploare acestui eveniment. A fost și zăpadă la momentul potrivit, a fost și vreme bună, iată, la momentul actual, de ne-a putut aduna atât de mulți și lui Florin să-i mulțumim și această troiță, mi-aduc aminte, a început pe vremuri pandemice, a prins și atâtea crize financiare și energetice, Florin nu s-a dat bătut, a auzit și de războiul de la granițele statului român și totuși această troiță s-a înălțat, probabil a simțit și cutremurile din Turcia și din Oltenia și această troiță ne protejează, ne ferește de cele rele și ne îndreaptă pașii, gândurile către credință. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Felicitări, Florin! Mulțumim părinților! Mulțumesc comunității! Mulțumesc și tuturor oamenilor care au venit să încurajeze să ne fie aproape, să fie tu slava lui Dumnezeu, că lui Dumnezeu i-am promis-o și tu folosul și ocultia tuturor oamenilor din comunitatea aceasta. Doar atât, nu sunt vrednic de laudă, n-am făcut-o de măreție, am făcut-o că am promis lui Dumnezeu și lui Dumnezeu am dedicat-o. Slavă Lui! Amin! Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta,
precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, iubește, Doamne, preacuputernice Părinte Marus, binecuvântat. Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care stăpânești vii și morți, care saturi pe cei flămânși și a dat pe cei însătoșați și îmbraci pe cei morți. Însuți, Doamne, te rugăm, binecuvântează și darurile acestea toate, câte se vor împărți într-o pomenire a robilor tăi, vii și adormiți roaba ta Ecaterina, oprea cu tot neamul ei cel adormit. Al tău este, Doamne, nemiluit și nemântuit de noi, ție slavă, mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului Sfântului Duh, acum și pururea și în veci, în veci, în lor. Amin, într-o fericită adormire veșnică, odihnă cu Doamne, sufletilor adormiților, robilor tăi, pomeniți în comuna Cașin, eroii neamului nostru românesc și a roabilui Dumnezeu Ecaterina cu tot neamul, și pășiile pălor, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică noi pomenire. Că, Doamne, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Neam, neam, din veac în veac, șlefălor, Doamne, veșnică pomenire. Hristos a înviat din morți, cu moartea premoarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Cu drept să-i numire ar pe noi, să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitori. Amin. Robilor lui Dumnezeu, tuturor celor care sunt de față, dă-le lor, Doamne, sănătate, bună sporire pentru toate. Robul lui Dumnezeu Florin cu familia lui și Gheorghe, tuturor credincioșilor, și păzește predânși într-un mult și fericiți ani, mulți ani trăiască. La mulți ani, cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Să fie viața numai lumină, ca în lumină să dăinuiți, pentru credință și mântuire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani fericiți. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.